Hei, bună, bine ați venit! S-au revenit iarăși la un nou vlog. Iarăși facem o poveste. Vezi că nu da leagă, nu că pic. Stați o leacă. Ok, și să vă povestim. Deci, eram la KFC astăzi, că astăzi am fost în oraș, că ați văzut că... Oricum, am fost la mall. Da, am fost la mall-ul care s-a deschis. Da, fix s-a deschis și am fost azi în oraș. Și am fost și până la KFC, pentru că am fost în parc și am povestit o întâmplare, să spunem așa. Ok, și am fost la KFC. Stai, dacă mă întrebați cum este chiar credințele astea, este cu talent. Leacă-n Bobby. Deci, fiți atent, am fost azi la KFC și era un om, adică nu un om, era o femeie bătrână. Lasă-mă și pe mine să povestesc. Era o femeie bătrână. Lasă-mă să povestesc! Stai, ca să vezi cum începe, chiar dacă știi, mă rog. Deci era o femeie bătrână și îl cerșea bani și noi aveam bani, adică aveam extrem de mulți bani pentru că am fost la KFC, am mâncat, ne-am luat haine de la mall și i-am dat fiecare cât un leu așa, pentru că zicea că n-are bani să-și ia pâine și chestii. Și mai târziu am văzut-o într-un colț, avea sute de lei și zicea că ea n-avea bani pentru o pâine și avea bani pentru nu știu câte alimente. Deci să nu dați bani la cerșetori, pentru că asta se întâmplă când dați bani la cerșetori. Și noi ne-am dus, că ce? Ne-am dat bani, i-am cerut bani. Și ce s-a întâmplat mai demult cu... Uite ochelarii mei. Adică ai fost. Deci, stai! Știi ce s-a întâmplat când eram... Când eu mergeam... Ok, am furat telefonul. Deci eram cu tatăl meu, mergem la Pepco și era o doamnă care avea niște mărari și am luat și noi. Așa că, da. Tra-la-la-la-la. Ok, ca să știți, noi acum v-am zis să nu mai dați bani la cerșitori și chestii din astea. Vom merge iarăși în oraș. Ok, mi-am luat un ghiozdan în caz de orice. Acum aștept pe Alex să-și sune părinții, să le spună că mergem, chiar dacă ei sunt plecați în vacanță. Ok. Am aici ghiozdan pentru a merge. Mergem în oraș. Hai că bine așa, acum e cel mai bine, de pe aștept. Mergem în oraș. Deci a venit Ale, a sunat părinții ei pentru că părinții ei sunt plecați. Am luat și eu niște bani. Așa, cash? Da. Ia. Ah, da, da, am văzut că ai luat 100 de lei. S-ar putea să mai mergem încă o dată la mall. Haide. Din câte ați văzut, am ghiozdan pentru că acolo am portofelul, am banii pentru autobuz și multe chestii. Și chestii. Ok, acum pune-te tu pe stânga ca să țin eu telefonul. Am zis părinții mei că i-am luat. Mergem pe la gardul ăla. Ah, da, păi pe acolo chiar mergem. Ok, și o să mergem în oraș. Mama, m-a picurat că m-a zis și pe mine. Bună! Dă mâna. Nu știu, dar noi, ca să știți, dacă începe ploaia, vin la tine. Păi ne apucă ploaia în oraș, deci noi acum mergem până la un magazin de aici și după aia mergem în oraș și dacă vedem că începe ploaia, nu mai mergem în oraș. Adică noi vroiam să mai mergem la mall, să ne mai luăm câteva haine și să mai mergem la Kaufland să luăm ceva de mâncare. Să facem grătar. Da, pentru că plouă. Da, eu să băgăm viteză să mergem decât la magazin și după aia nu mai mergem în oraș pentru că... Deci te prefaci că filmezi în magazin. Ce, mă? Te prefaci că... Știu că se aude. Știu. Cum? Te prefaci că nu filmezi, dar de fapt filmezi în magazin. Păi nu o să pot, că va trebui să dau ceva. Mamă, ce pe ploaie. Ok, hai, repede. Noi trebuie să mergem până la magazin și nu știu dacă mai mergem în oraș, pa!